Salutare, sunt Florin Grozea și el e Manuel Riva, DJ Manuel Riva. Salut! Pe numele lui român George Călin. Este invitatul meu la Secretele Industriei, o serie de interviuri live video pe Facebook și astăzi și pe Instagram, pentru că avem live video și pe Instagram și avem și acolo oameni care vor să uite la noi. E o serie care a început anul trecut în primăvară, așa cum știi, Manuel, în care eu mi-am propus să arăt, să aduc, să dezvălui profesioniști din industria muzicală în general, dar și din media, din online, din publicitate, oameni care sunt în spatele proiectelor de succes. Iar tu ești în spatele a minim 3 proiecte de mare succes din ultimii 20-25 de ani din muzica românească. Deci o să ai... Cum sună asta? 25 de ani? Da, da, da. Da, pentru că a început la 2-3 ani. Nu, glumesc. Chiar are o vârstă omul. Deci aduc oameni care în general nu apar în față. În general sunt în spatele proiectelor de succes. Sunt compozitori sau PR sau manageri sau producători muzicali, instrumentiști, din agenții, de la label-uri. Oameni care sunt în spatele proiectelor pe care toată lumea le știe, dar care ori din motive de modestie, ori din lipsă de timp, ori pentru că presa în general vrea mai mult tabloid, mai mult cancan, nu apar. Uite cum ești tu. Mie mi se pare că tu ai niște povești foarte, foarte tari, nu doar pentru sufletul meu, ci și pentru cei care sunt la început carierei, care sunt ori DJ, așa cum ești tu, ori compozitori, cum ești tu, ori orchestrator, producător muzical, așa cum ești tu. Și deci vor să afle... Tată, soț, exact. Vor să afle... Ne păstrăm la partea asta profesională. Vor să afle cum ai reușit tu, George Călin, să... face o trupă de mare succes pe numele ei Demo. Fiți atenți, sunteți pregătiți? Demo, cu doi de mă. După care, cu altcineva să face o trupă de mare succes Deep Central și ați avut cel mai mare hit al anului 2016, cel mai difuzat hit din 2016, și în același timp să fii și un DJ și un producător de muzică electronică de succes european. Să o luăm ușor. Cum ai reușit să fii tu în trei bărci diferite în ăștia 20 de ani și de fiecare dată de succes? E unul dintre puținele cazuri, pentru că, uite, vorbim despre artiști care au avut succes, uite, să zicem, dau un exemplu la întâmplare, Haikyuu. Da? Dar oamenii ei n-au fost în multe proiecte muzicale și în niciun caz în multe stiluri muzicale. Au avut succes cu Haikyuu și punct. Tu nu. Tu după Demo ai făcut altă trupă cu totul alt stil muzical. După Deep Central sau în paralel cu Deep Central ești și DJ. Foarte lungă e introducerea, dar vreau să aflu ce crezi tu că e diferit la tine de a putut să fii acest cameleon? Mi-a plăcea să ai dreptate la tot ce ai spus. Da. Sper că ai. Să zicem că am dreptate. Da. Cum te simți să treci dintr-o barcă în alta și tu să ai succes de fiecare dată? Acum că le spui așa într-o singură frază pe toate... Chiar, frate, acum îți dai tu seama. Îmi dau seama că s-ar putea să ai dreptate. Da, lucrurile astea s-au întâmplat așa lent. Da. Tot timpul fiecare din proiectele astea a avut niște ani de muncă, de pregătire. Nu s-a întâmplat nimic peste noapte. Și în general, asta observ la multe din proiectele de pe la noi, lumea are impresia că a apărut cineva peste noapte. De cele mai multe ori, nu e așa. Oamenii au mai fost implicați în ceva proiecte anterior, s-au pregătit. S-au tras foarte mult. Da, da. Păi multă lume când vede, nu știu, se lansează Carla's Dreams, da? Și are un hit, cum a fost cu hitul cu Ina, cu care ei au început în România, și multă lume a spus, mamă, au devenit de succes peste noapte. Din prima și peste noapte. Pe de unde? Că ei aveau deja mai multe albume și mai multe hituri în Republica Moldova. Și chiar dacă n-ar fi avut hituri, era o trupă care exista de mult. Dar cred că așa a fost, poate exceptând perioada Demo. Da. Unde... Dar de ce să o exceptăm? Nu exceptăm nimic. Păi stai să-ți explic. Unde toată pregătirea aia, toată perioada aia tampon, înainte de a scoate proiectul, de fapt a fost la vedere. Noi am început de la zero direct pe piață. Așa erau și vremurile respective. Da. S-au schimbat, întrebare, s-au schimbat vremurile, adică trebuia să muncești mai puțin, aveai mai multe șanse acum 20 de ani decât acum în industria muzicală românească? Nivelul per total pieței era ceva mai jos, publicul era poate mai puțin pretențios și după perioada aia, anii, mă rog, perioada comunistă și poate chiar începutul anilor 90,
Era nevoie de orice să se întâmple, orice se pentru întâmpla. Că lumea avea nevoie de diversitate și de distracție. Dar cum te adaptezi tu ca artist? Tu și compui și orchestrezi, faci remixuri, pui și muzică, ești, cânti și la chitară. Cât de greu e să te adaptezi fiecărui proiect să fie, adică Deep Central, să rămână Deep Central cu ceea ce lumea iubește la Deep Central și totuși să poți să fii și DJ-ul care este admirat de oamenii din club. Cum faci să te dedublezi? Asta e întrebarea. Vreau și la eu. La final toate au un numitor comun. Care era? E o anumită energie și sunt niște influențe acolo. De exemplu, am cunoscuți care mă sună și îmi spun e stilul tău piesa asta, indiferent că e vorba de Deep Central sau de o piesă pe care, la care am lucrat și e pentru altcineva. Sunt niște elemente ale mele. Te-ai gândit care sunt astea? Sau pur și eu le știu, nu vreau să le, spui. Discutăm. Da. De uneori încerc să le evit și să nu... Să nu fii tu însuți, da. Dar de cele mai multe ori nici nu încerc să mă cenzurez și nici nu pot să le evit, îți dai seama, la masă. Tu ai trecut zi. Înainte de perioada demo, așa mai adăuga eu că în 1993 da, am cântat, din 93 până în 97, am cântat rock într-o trupă de liceu. Sau chiar în trei trupe de liceu. Da, ok. Adică a contat foarte mult și perioada. Da, da, zici că experiența aia? Pentru mine a contat pentru că acolo mi-am făcut studiu pe chitară. Păi și cum te-ai stricat de la altfel de muzică? Stricat de la o trupă rock, de ajuns să mi se pare că e același lucru. Adică e vorba de energie, e vorba de... Sigur, sunt alte sunete, alte voci, alte... Dar muzica înseamnă... Energie? Energie. Haideți să începem cu finalul. Ne amintim și de demo, vorbim și despre Deep Central, dar vreau să vorbesc despre ce e acum foarte important, și anume succesul tău internațional cu proiectul ăsta Manuel Riva. Nu ai doar succes cu piesa Manuel Riva împreună cu Eneli, pe care multă lume nu știe că e o piesă românească. Oud la radio, dar sună atât de internațional că nu-ți dai seama că e românească. Dar nu doar că ai succes cu piesa, ai început să și pui muzică, deci practic să ai gigurile tale separat de trupa Deep Central, care are o grămadă de concerte oricum. Ne întoarcem la povestea aia cu mamă, așa ai prins proiectul de la prima piesă. Păi nu e prima piesă. Nu e, nu? Nu, erau vreo 2 ani înainte în care remixam cu pseudonimul ăsta, aveam deja câteva producții singur, cu Hiptonic, de exemplu, care sunt niște băieți din Chișinău, super talentați și cu care am acum un lucru, o groază de chestii. Cu Optic? Cu Optic ulterior, după da, okay. Piesa cu cea mai cunoscută cu Enel. Da, deci, din nou, deci există aceeași poveste. Da, nu s-a născut atunci proiectul, ci atunci. Mă, dar cum te simți tu, când ai dat lovitura a treia oră? Adică, Cum te-ai simțit, de exemplu, când a intrat piesa prin Europa, în difuzări, pe la radiouri? Norocul meu e că sunt destul de ocupat, da, n-ai avut și timp să... n-ai timp să conștientizezi. Și de cele mai multe ori încerc chiar să dau deoparte lucrurile astea, pentru că am atâtea de făcut și nu vreau să mi se urce la cap acum la vârsta asta. Te aștept vreodată ca o melodie de-a ta solo să fie totuși number one, adică până acum ai fost în trupe. Dar cu Manuel Riva ești cumva solo. E totuși o colaborare cu Enel. Ești cu Enel. Corect, dar e single-ul tău până la urmă. Tu prin cluburi te duci ca DJ. Da, pentru proiectul așa e gândit. Cred că nimeni nu și-a propus să facă un anumit gen de succes. Eu îmi doream să construiesc un proiect de DJ pe care să-l pot face și la 60 de ani. Aha, ok. Nu îmi doream, sau nu mă gândeam că mama, acum piesa asta trebuie să bubuie sau să o aud. Sigur, când termin o producție, când termin o piesă, vrei să o auzi în cluburi, în primul rând, pentru că, cel puțin pe genul ăsta de muzică, muzica mie asta intră, adică, este da. Scopul. Tot ce se întâmplă apoi e bonus. De bonus, da. Da. Apropo, eu știu povestea cu primul single Deep Central. Și Deep Central la început a fost un proiect mai mult electronic pe care voi îl vrea să fie cumva underground de club. Nu s-a întâmplat aceeași poveste și la Manuel cu
Exact, ai vrut să fie o piesă de club și te-ai trezit că o difuzează Kiss FM și e hit comercial. Acum, cum s-a întâmplat și cu Russian Girl cumva la Deep Center? S-a întâmplat așa? Cred că era Cry It Away înainte de Cry It Away, Russian Girl. Da. Dar iarăși și la Deep Center, înainte de Cry It Away, care e primul single, cel puțin în formula asta cu mine și cu Doru, au existat vreo 3 ani de joacă, de experimente, de muzică instrumentală, de tot felul de alte chestii. Eu să știi că în cazul tău descoper un, o formulă a succesului, dacă îmi permiți. Tu faci muzică cu gândul de a fi underground și ți iese mega comercial. Știi că de obicei e invers. Poate nu mă pricep să... Da, nu, de obicei e invers. Lumea încearcă să facă un hit. Toată lumea spune, am scos un hit, înțelegi? Și nu se întâmplă. La tine e invers. Aveți noi un proiectel mic de club și peste două luni e number one pe Kiss FM și în toată Europa. Vorbeam chiar când a început să meargă piesa pe radio, vorbeam cu una din... fetele care fac playlist de radio, așa, au radio cunoscut. Da, un om de la înțeles. Radio, da. Și i-am spunea, mamă, cum merge piesa pe radio? Și am zis, da, ești sigură? Totuși nu e chiar o piesă de radio. Revinoți. Underground-ul este noul mainstream. Ah, ok. Da, deci cumva, poate asta e o formulă și poate asta ar fi și dacă putem să dăm un sfat celor care se uită la, celor care se uită la noi și care sunt în diferite stiluri muzicale, diferite nivele ale carierei. Poate un pic înaintea modei te situezi mereu și ai surpriza că aceea te-ai gândit tu că acum o să fie underground, de fapt, peste 6 luni. Uneori e, asta e, poate, nu știu dacă e cazul meu, dar asta ar putea fi și un dezavantaj. Uh-huh. Și acum îmi amintesc de o poveste, o piesă demo, cred, așa, care nu suna, nu se lega, sau avea ceva mișto, dar nu era în totalitate acolo. Și casa de discuri a trimis-o la tine la studio, da, s-o remixez. Și n-a ieșit nici la mine. N-a ieșit și tu ai zis, dar n-am să uit asta, păi poate piesa asta o să prindă peste câțiva ani, sau poate nu în România, ci în Norvegia. Și am zis? Da. Nu mi-a făcut piesa aia. Deci nici n-a ieșit. Mai bine, n-a ieșit ca single. Am surpriza uneori la interviurile astea să mă mai trezesc cu amintiri de-astea comune cu invitații mei și de fiecare dată am emoții că dacă cumva am supărat pe cineva sau am jignit pe cineva... Da. Cum e muzica românească în acest moment? Mai ales că tu ești în zona în care ai și hituri cu Deep Central, foarte mari, ai și muzică în club, remixuri. Cum e muzica românească, dacă ai putea să o definești așa în 2017? Cum o vezi tu? Sincer, mie îmi place ce se întâmplă și trendul ăsta. E un trend ascendent. Care e? Nu mă refer la trend, la stil muzical. La stil muzical, nu. Și sunt mulți creștere, bune, asta vrei să spui. Da, foarte mulți. Păi ce să zici, dacă ești pe locul întâi în top? Nu, serios, chiar sunt. Sunt copii care merită mult mai multă atenție decât primesc acum, dar care... Dacă insistă pe ceea ce fac, nu cum să ne opinăm. Adică niște talente care, deși nu sunt descoperite, tu pariezi că o să dea lovitură. Și multe. Și întotdeauna sfatul meu pentru toți cei cu care am vorbit, și vorbesc cu mulți chiar prin mesaje de pagina de Facebook, primul sfat e ăsta, să insiști, să faci ceea ce faci, să nu renunți și să îți exersezi creativitatea, imaginația, aptitudinile, zi de zi, dacă ai ocazie. Uh-huh. Asta dacă vrei să te iei în serios. Uh-huh. Dacă tu nu te iei în serios, atunci cine? Te ia asta? Apropo de asta, era o întrebare care urma. Dacă poți să-mi dai unul sau două sau trei nume de artiști sau de DJ de care eu n-am auzit, dar care crezi că o să dea lovitura anul ăsta? Români. Mie îmi place foarte mult gașca aia de la mare, că toate găștile mișto cam de la mare au venit în muzica română. Te-ai referit la Costiniță, probabil, nu? Și? De la mare? Da. Okay. Care e gașa de la mare? Midi Culture, Pascal Junior, dar de ei sigur ai auzit deja. Da, am auzit deja. Dar chiar e chiar așa, bun. Midi Culture, Pascal Junior. Trupă, un duo care mie îmi place foarte mult și pe care nu-i aud nicăieri sau prea puțin, se numește Low Air. N-am niște băieți pe care îți recomand să-i asculti, sunt niște piese fantastice. Mie, eu chiar îi ascult și îmi plac foarte mult. Stai că eu notez.
Pentru că nu știu dacă știi, dar dacă te-ai uitat la interviurile astea pe care le fac live video, pentru mine... Am văzut niște frânturi. Pentru mine, poate în primul rând pentru mine sunt bune interviurile astea. Pentru că aflu foarte multe lucruri care mă pasionează și mă interesează. Și cum ți-am și zis acum câteva zile, cred că tu vrei să scrii încă o carte. Mai zi o dată, cum se numește trupa? L-O. Da? R. Așa? Da. Bun. Mă rog, dar dincolo de ei, sunt toată generația asta nouă de songwriter, de voci, uite-te la concursurile de talente. Chiar vin niște oameni cu adevărat talent. Deci ți se pare că suntem într-o perioadă rămâne a muzicii românești. Vin generația asta nouă, vine cu o altă influență. Au crescut ascultând altceva decât noi, ceea ce nu poate să fie decât foarte bine. Ție-ți place muzica românească? Îți place și România? Pentru că, uite, Alexuța te întreabă dacă ai avea șansa să continui cariera în altă țară. Care ar fi acea țară? Ai vrea, adică te gândești să datorită succesului european pe care l-ai, eventual la un moment dat să te și muți din România? Sau ți se pare recunosc că la un moment dat m-am gândit la a mă muta din România la modul serios, asta cu câțiva ani înainte să nască copilul, și mă gândeam la Olanda. Dar acum că s-a născut copilul, vrei să-l pedepsești și pe el? Da, nu. Și chiar mă apucasem să învăț flamanda, cred că am și rămas cu vreo 10 cuvinte din toată povestea asta. Ok. Adică știu să-mi comand o bere. Ceea ce e important. Băi, e important la un moment dat. Bere și pipi după aia, adică ele se leagă cumva. Acolo încerc să fiu discret. În secunda asta... Uite că nu... Te simți bine în România, ești ok. Dacă ar fi totuși o țară, ar fi Olanda? Olanda place foarte mult. Foarte mult. Și în Europa, cred că Olanda îmi place cel mai mult. Și ca industrie muzicală sau doar ca nivel de trai și... Mă gândeam acum strict la a locui, a trăi acolo, indiferent de domeniul în care ai lucrat. Dar îți dai seama că dacă vorbim de industrie muzicală, păi acolo e sâmburele muzicii... Sâmburile DJ-ilor. Așa este. Muzici electronice europene. Te întreabă Cristi Robert, ce părere ai despre Claftone ca producători? E chiar idolul meu. Pe bune? Da. Scuză-mă, e român sau stric? Nu, ce e român? Cred că e, nu știu ce e. Ce e? Ce, ia, să ne spuneți, să-mi spui Cristi. Deci, e idolul tău? E idolul. Adică îl urmăresc destul de mult și ascult, în special în ultimii 2 ani, nu prea mi-au scăpat chestii de la... Zice Robert că unul dintre secretele tale este că simți foarte bine vibe-ul publicului căreia te adresezi cu fiecare trupă probabil și știe să livrezi respectivului public ceea ce își dorește. Dacă e cu punct și nu e cu întrebare, mulțumesc. Dacă e întrebare, nu pot să răspund. Iar Sebastian zice, what the fuck, demo, cei cu 7 zile de 8 ori? Da, da. Nimeni nu-i perfect. Da. De ce? O mare piesă. E neam, să zice Sebastian Claptone. Da? Bun. Vreau să te mai întreb. Ai lăudat industria muzicală românească și artiștii. Totuși, lucrând de atâția ani, aproape 25 de ani în muzică și în atâtea stiluri muzicale, cu diferite case de discuri, cu diferiți profesioniști și cu diferiți cântăreți, pentru că voi ați compus și pentru tu și împreună cu Doru, sau tu singur, ați compus și pentru alți artiști. Vreau să te întreb, care sunt totuși defectele a unui artist, artistului român? În general, de ce te-ai lovit la artiștii români? Fie că-s compozitor sau cântăreți. Am avut norocul și am chiar în perioada asta am câteva colaborări cu artiști afară la care lucrăm. Și e o mare diferență între chiar artiștii consacrați de afară și artiștii începători de aici sau cum vrei să o pui. La noi apare mult mai repede autosuficiența aia, știi? Deci oamenii... România, adică cei mai mulți, sigur. Artiștii care chiar au succes și sunt vechi în industrie, evident că... La ei nu e cazul. Nu e cazul și au... Dar asta e un pericol, vrei să spui. Mulți artiști români, ce se întâmplă? Au un pic de succes și după aia... Devin aroganți, devin prea plini de ei, devin... Cred că din secunda aia nu au nimic de învățat și aici e cea mai mare greșeală. Pentru că oricare dintre noi în continuu avem de învățat și eu sunt mândru să spun că fac studiu în continuare pe
partea de producție, pe partea de chiar pe songwriting și încerc să-mi exersez aptitudinea asta cât pot de des. Deci în continuu înveți, am o zi pe săptămână dedicată doar experimentelor și dedicată studiului. Apropo, o paranteză, cineva te întreabă ce DAW folosești, ce digital... Folosesc Logic de cele mai multe ori. Am folosit până în 2007 Cubase timp de vreo 8 ani, care acum nu mai place, nu știu de ce, deși el e foarte ok. Și de câteva luni folosesc cât pot de mult Ableton. Chiar la producție sau la mixat? La absolut tot. Da? A fost o perioadă de vreo două luni în care deci doar îmi construiam câteva idei. Da. Am și Pro Tools și încerc să lucrez când mai primesc proiecte de afară pentru remixat sau așa, dacă ele îmi vin în Pro Tools, încerc să lucrez tot în Pro Tools doar pentru a fi acolo, știi, doar pentru a mă ține în priză cu, cu softul respectiv. Deci Logic, Ableton mai nou, dar știi și Cubase, știi și Pro Tools. Da. Adică le-am, chiar le-am, pe astea patru le-am. Cumva asta e, cum să zic, pentru cine e interesat să afle un sfat, cumva ăsta e sfatul tău, să le învețe pe toate. Sau sfatul cel mai bun ar fi să învețe unul, dar foarte bine. Okay. Numai că în cazul meu, lucrând mereu, remixând foarte mult, de cele mai multe primesc proiectele direct într-un soft și atunci a fost, am fost nevoit să, să mi le iau pe toate. Să le cumpăr. Absolut tot. Da, da. Aici iar un sfat pentru cei care încep să lucreze în, în producție. E important să cumperi softurile cu care lucrezi din două motive. Unul, pentru că afară de arăți respectul față de cei care au lucrat la softul ăla. Și nu poți apoi să ai pretenția să fii cumpărat dacă tu ai lucrat pe ceva crecuit. Și doi, pentru că nu o să-ți permiți să-ți cumperi toate softurile din lume. Și ai șanse mai mari chiar să înveți unul din ele. Da, da, pentru că adică sunt, îl prețuiești. Da, sunt oameni care downloadează totul de pe net, gratuit, și au toate softurile din lume, dar nu stăpânesc niciunul și tot timpul pierd vremea, stai să încerci și aia și aia. Apropo de asta, tu ce crezi că creșește în general artistul la, chiar la început de drum, un DJ, un compozitor? I-ai văzut pe mulți la început. Ce crezi că greșește un artist la început, un artist tânăr, și poate ascultându-te pe tine nu mai face greșeala asta și câștigă timp sau, eu știu, experiență? Cred că e important să-ți învingi teama aia de a greși, de a da greș. Cum poți să dai greș în muzică? Există muzică greșită? Și noi am, și eu am făcut greșelile astea mulți ani. Mi-am cenzurat prea mult idei. Și deci crezi că poate puteam să fac mai mult, dar mi-era teamă să nu dau greș. Mi-era teamă de niște critici, poate. De ori critici. Acum, în secunda asta, fac exact pe dos. Am câteva persoane, se știu ele dacă, cu care îmi testez piesele, dar le testez cu acele persoane doar pentru că sunt cei mai mari critici ai mei. Și adică cumva întâi treci printr-un filtru foarte dur, da. Și ce iese de acolo? Am câțiva prieteni cărora le trimit întotdeauna și aștept feedback-ul ăla rău. Da, și aici e o discuție, că important e să știi, poate nu mă duc să modific piesa după ce primesc un feedback rău, dar știu la ce să mă aștept, știu ce. Merg întotdeauna la Robert, de exemplu, la Superstore și pun piesele acolo și nu vrei să știi ce critici auzeam și aud în general. Robert e cel mai mare critic. Da. Parcă s-a mai înmuiat de la o vreme și am început să aud mai des. Vezi? Așa, da. Dar auzi, apropo de Robert, nu e el un pic cam prea underground pentru intențiile tale? Adică te duci la DJ Superstore, unde în general ei ascultă cele mai mari avioane din lume. Nu e adevărat. Adică pe mine mă interesează anumite aspecte. Și Robert și gașca de acolo, Mihai, privesc lucrurile un pic altfel și ce vorbim, când le arăt o piesă, vorbim efectiv de construcția piesei, poate de stare. Mai mult de producție decât de compoziție. Inclusiv de compoziție, dar acolo e greu să mai schimb ceva când o piesă e compusă, e compusă. Da. Și dacă te apuci chiar să o modifici, poate e o idee greșită.
Care sunt, uite, asta e o întrebare pe care o pun din ce în ce mai des, care sunt miturile sau prejudecățile de care te-ai lovit în ăștia 25 de ani despre industria muzicală sau despre muzică, muzica pop românească? Miturile, ce înseamnă asta? Înseamnă că te-ai lovit foarte des de ele, dar știi că nu sunt adevărate. Care sunt miturile despre muzica românească? Cred că o chestie de care m-am lovit și eu, poate și tu, și cu siguranță am văzut și la alții povestea asta, un vinil este că odată ce ai semnat un contract cu un label mare, vei avea succes. Și chiar mă amuzam într-un fel de curând, găseam o postare pe Facebook, unde cineva îi mulțumea lui Dumnezeu pentru că a semnat cu un label de la noi. Era fericit. Am înțeles. Deci asta e un mit. Faptul că semnezi o casă de discuri nu înseamnă că gata, ai și dat lovitura. Mai zi. Muzica se face pe calculator. Deci e de căcat. Ți-a întâmplat treaba asta? Hai să... Da. Adică muzica electronică ce e? O prostie, că se face pe calculator. Nu e ca pe timpul Rolling Stones în care veneau cu chitările. Păi, nu aveai calculator. Și-ar fi dorit foarte mult să tragă pe computer să poată edita așa cum edităm noi. Eu am prins și perioada în care înregistram pe magnetofon sau pe recordere cu casetă, știi, cu 4 benzi. Da. Am prins și eu. 96, 97, 98. Crede-mă că dădeai cu caseta de pereți pentru că nu reușeai să faci mai nimic din ce îți propuneai. Este adevărat că muzica e de proastă calitate pentru că există calculator? Computerul e doar un mediu de stocare și un instrument de editare. E ca și cum ai spune că dacă muzica cântată la chitară e proastă pentru că e chitară. Nu că e mâna. Dar nu mâna. Aștia, apropo de treaba asta cu instrumente, am fost în povestea... Să încheiem asta cu muzica pe calculator, păi toată muzica rock, anilor noștri de 10 ani încoace se face pe calculator. De-aia se spune că muzica rock e proastă în vremea noastră. Adică ăsta e studioul modern, actual. Da. Te ajută instrument, practic. Te ajută foarte mult să duci ideile la bun sfârșit, la produsul final. Pe vremuri când se înregistra... Lumea spune că se pierde sufletul ăla în care nu ai un cântăreț. Nu. Sufletul e în... Om și în înregistrare, în editor, în modalitățile de a edita, adică poate aici undeva să se piardă. Da, pe drum. Da. Povestea solo de la care a fost la Boschito, chitarist, că s-a dus într-un magazin și el fiind un chitarist extraordinar de tare, de bun, nu știu că a lucrat cu el vreodată, de la Bandidos, Victor Solomon. Știu cine e, da. S-a dus într-un magazin ăsta de chitări în America și s-a apucat să testeze chitările. Și veneau cumpărători și erau impresionați și ziceau, vrem și noi chitara aia, că sună bine. Știi? Adică, exact. Dar nu și-au dat seama, de fapt, nu chitara suna bine. Chitările erau mai bune sau mai puțin bune, dar nu asta era ideea. Pe vremuri, inginerii mari de sunet, de mixing, de mastering, erau cei mai nefericiți oameni din lume, pentru că ceea ce ei vreau să pună pe o piesă, sună întotdeauna altfel atunci când ieșea pe vinil sau pe band sau pe whatever. Niciodată nu sună mai așa. Gândește cât se muncește și... Ține scuze. Nu, dar gândește cât se muncește și până la urmă ajunge un MP3 de 3 mega ascultat în căștile de iPhone. Mono, uneori. Industria se schimbă, ascultătorul se schimbă. Acum... Nu, dar frustrarea omului care mixează o piesă, cred sigur, că rămâne. Peste, nu știu, 25 de ani o să înregistrăm 4D. Mai devreme. Ce înseamnă? Nu știu. Ziceam așa. Am zis de asta. Am zis și de asta. M-am întâlnit oricum. Am terminat? Da. A, ce bun. Nu, hai să mai luăm întrebări de la oameni. Deci fiți atenți, acum e momentul să puneți întrebări. Maia, bună. Cristi te întreabă, care este cel mai de... Deci, te întreabă de sidechain pentru bas, Cristi Robert. Ce mă întreabă de sidechain? Care este cel mai de bază când faci sidechain? Nu știu. Păi... Faci sidechain pe bas? Fac. Și, în general, sidechain-ul e poate cea mai folosită tehnică în muzica electronică.
Eu folosesc, de exemplu, de ceva vreme, Volume Shaper de la Cable Guys. Ok. E un plugin care simplifică mult treaba asta. Treaba asta. Te întreabă Cristian Lepădatu, consider că poți fi un DJ și un producător bun în același timp? Poate acum 10 ani, topurile de DJ însemnau chiar niște topuri de DJ. Adică oameni care puneau muzică bine. Exact. De ceva vreme, topurile de DJ sunt, de fapt, niște topuri de producători. Adică de compozitori. Și am văzut muzică, de oameni aflați foarte sus în topurile de Beatport, de DJ Mag, whatever. I-am văzut punând muzică și nu vrea să cred, păreau niște începători. Pentru că ei au ajuns acolo și erau nevoiți, pentru că așa funcționează industria, să pună muzică. Poate erau la început, poate peste un an o să pună bine, habar n-am. Dar cred că e mai important să fii producător în secunda asta decât un bun DJ. DJ. Uite, DJ Optic, chiar treaba asta o spunea săptămâna trecută la interviul nostru, Secretele Industriei. Un sfat pentru cei care vor să fie mai cunoscuți ca DJ e să se apuce să facă remixul, să producă. Evident. Adică să fii doar un DJ, să pui bine muzică în club și în discotecă, nu mai este de ajuns pentru a ajunge la un anumit este nivel. Este până la un punct. Până la un nivel. Și nu uitați că în ziua de azi totul e la îndemână, toată informația. Noi am învățat lucrurile astea the hard way. Pe vremea noastră nu exista nici măcar YouTube. Mergeam în studiouri, eu mi-amintesc și acum, mergeam prin studiouri și îi rugam pe băieți să stau lângă ei, să pot să mai prind câte ceva. Da. Bine, fie vorba între noi, și acum e bine ca ea mai tine să stea lângă tine, să vadă cum faci multe lucruri. Absolut. Și cum te descurci și tips and tricks pe care nu poți să le explici altfel. Evident, dar informația e mult mai la îndemână. Da, așa este, mult mai la îndemână. Atunci nu exista informație, efectiv. Poate mie mi-a luat, nu știu, 10 ani să ajung să fiu cât de cât mulțumit de producțiile mele. Bine, cât de cât mulțumit sunt și acum, nu sunt foarte mulțumit. Și asta e bine, mă bucur că sunt că e așa, pentru că asta mă ține oarecum în priză. Dar spune asta lui nevastă mea, care în fiecare seară, iar Gearslats. Gearslats e un site, deși sună așa, e legat strict de muzică, de producție. Sau, în fine, se uită la acest interviu și așa vrei și tu să continui această poveste, că e de fapt. Bun. Gabriela spune, cam câte vedete, cam câte cântărețe din România cântă live în concerte? Te critica de faptul că nu e adevărat, că muzica nu e extraordinară în România, că zice, cine vrea cumpără o melodie și apare cu un videoclip cu multe funduri și țâțe. Nu cred asta. Adică nu mai e așa. Și a chiar fost dacă așa? Cineva a fost, sigur, a fost topurile prime de... Au fost niște perioade... Spune lor, nu mie. A fost o perioadă în care era ușor să... Da, aici eu aș vrea să facem diferența între cineva care iese cu o piesă și cineva care chiar face o carieră sau începe o carieră. De multe ori se încurcă treaba asta. De exemplu, am vloguri sau am articole pe blogul meu în care spun, domne, avem foarte multe valori mișto în muzica românească. Și lumea spune, da, X. Păi și eu zic, da, X, cine e? Că e un om care a apărut ieri, înțelegi? Dacă le cauți doar pe TV... S-ar putea să nu fie acolo, sau putea să nu fie întotdeauna acolo. Da. Sau de multe ori sunt excepții și e o greșeală pe care mulți o fac, e un pesimist de ăsta și care vine cu niște argumente de genul, păi da, dar X nu are voce sau am văzut cântând prost la un concert. Asta există nu numai în România. Da, dar uite-te în topuri. Uite, de exemplu, topul de Media Forest de pe 2016. Deep Central cu Delia. Delia o mare voce, Doru o mare voce, corect? N-ai ce să le reproșezi. Locul 2, Mihail, cum îl cheamă? Mihail. De asemenea, o mare voce, foarte tare, foarte talentat. Locul 3, Carla Zins. Un artist foarte atipic, care poate acum câțiva ani n-ar fi avut loc acolo. La fel, după aia, Carla Zins, i-am văzut live și sunt wow. Adică, degeaba îmi dai tu exemple de oameni pe care nu-i văd în top. Nu, eu chiar adică, cred că lucrurile se schimbă și... În bine. În bine, sigur. Nu, se mai schimbă și în rău, uite, Trump, eu știu, se pot, știi că, știi faza aia cu oameni care sunt în stradă și vor schimbare? Și te uiți acolo și te uiți chiar la noi. No. Știi oameni care sunt în stradă și vor schimbare? Și nu, am văzut undeva treaba asta, mai știu cine a spus, ce, băi, nu cereți schimbare, că schimbarea poate să fie și în rău. Adică, nu cereți schimbare, spuneți ce vreți, evoluție și așa mai departe, știi?
Deci tu zici că suntem pe un, pe un, da, pe un trend ascendent. Și văd asta, pentru că văd writer, compozitori tineri care vin cu, cu niște chestii absolut fantastice. Ceea ce e important, până la urmă, de acolo pleacă. De asemenea, văd artiști noi, tineri, care își scriu singuri, fete, băieți, care își scriu piesele, ceea ce, până la urmă, e o chestie chiar importantă. Uite, te întreabă Mihai Turc, ce părere ai despre concursul New Yorker DJ, New York DJ? Concursul european de DJ. Ideea e foarte faină, dar nu vreau să vă dau eu veștile proaste. Am auzit că s-ar... Dar nu vă dau eu veștile proaste. Foarte bună ideea. E o chestie, îți dai seama, la nivel mare, dacă s-ar reuși să se țină așa cum era în plan. Adică concurs cu turneu, cu descoperire de artiști noi. Și dacă cauți un pic, sunt tot felul de oportunități în secunda asta. Unde? Pe toate planurile. Exemple. Sunt un simplu search pe Google, găsești de la concursuri de mixing, de mixing mă refer de producție muzicală, concursuri de remixing pentru cei care remixează, sunt tot felul de, de oportunități de a-ți testa ție aptitudinile, valoarea și chiar de a arăta lumii ce știi să faci. General online. Online. Online-ul e cel mai bun prieten al tău. Al tău chiar e. Eu, da, mulțumesc. Ionuț te întreabă, după părerea ta, care e succesul pentru a avea, care este, știu ce vreau să spună. Deci pentru a avea cât mai multe giguri ca DJ, ce trebuie să faci? Ok, răspunsul tău ar putea fi să ai number one în, pe Kiss FM cum ai avut tu. Nu. Dar, totuși. Sunt, povesteam de Pascal Junior, de Midi Culture. Fai multe remixuri. Să zicem că Midi Culture acum a ieșit un pic din zona... De remixuri? Nu, fac, a ieșit un pic din zona asta de nume mai puțin cunoscut decât cu remixul pentru Carlos Dreams. E ăsta o soluție de a ieși în față făcând remixul la hituri ale momentului? Aici sunt, e o discuție destul de sensibilă, pentru că eu care am două strike-uri pe SoundCloud nu mai vreau să fac remixuri neoficiale. Aha. Înțelegi? Păi da. Am făcut la început. Dar merge cu remixuri oficiale. Cu remixuri oficiale, da. Și de cele mai multe ori găsești cui să-i faci un remix oficial. Se poate să faci remixuri care să iasă nu atât de bine și să n-aibă feedback foarte bun și să-ți strice ție cariera, sau nu există greșeală? Pur și simplu faci până când nimerești unul care într-adevăr are succes. Că unor le fi dacă... cu oamenilor, băi, nu vreau să o lansez că nu e extraordinar acest remix sau nu știu, nu... Păi, na, acum fiecare e primului... Are primului critic, nu? Exact, da. Cenză. Acum depinde, nu putem fi toți Michael Jackson sau Madonna, nu știu cum să înțelegi. Până la urmă, ceea ce pui acolo arată valoarea ta din momentul, din momentul respectiv. Da. Poate astăzi fac un remix mediocru, dar insistând, peste 3 luni rup pereții cu ceva. Și iarăși o discuție. Chiar acum câteva luni am lansat un remix, mă rog, label-ul respectiv a lansat un remix al meu la o piesă din Statele Unite. Uh-huh. Și label-ul era destul de nefericit cu remixul. Uh-huh. Și mi-a zis, ok, hai că-l punem, dar mai fi putut. Eu credeam foarte mult în el. Uh-huh. Ulterior, din tot pachetul ăla de remixuri, al meu a avut cel mai mare succes, în special pe UK. Uh-huh. Și ca dovadă că acum primesc request-uri, primesc cereri de a remixa artiști din UK pe baza acelui remix. Interesant. Și care vin constant. Care concluzia adică acestei povești? Că artistul crede mai mult într-o piesă decât label-ul sau... Primul care trebuie să creadă în produs e chiar artist. E chiar artist. Dacă el nu crede, atunci înseamnă că poate nu e aia piesa, poate nu e remixul. Uh-huh. Keep trying. Octavian Năfăreanu zice ar trebui să se organizeze mai multe bootcamp-uri. Mai des. Văd că a devenit o modă. Sunt multe. Băieții de la Superstore au tot făcut asta și chiar la un nivel... Au făcut puține. Câte făceau? Două pe an, poate? Acum o să înceapă să le facă foarte des, pentru că lumea a prins gustul. Se întâmplă niște chestii foarte ok pentru toată comunitatea asta. Uh-huh. Mică, mare, așa cum e. E totuși o comunitate. Încep să fie implicați, dacă ai văzut chiar la ultimul bootcamp, să fie implicate companii mari care vin cu bugete.
În afară de astea de la Superstore, am văzut că se mai fac prin țară sau se încearcă a se face pe același sistem. Într-adevăr, sunt destul de costisitoare. Sunt toate poveștile astea și poate nu întotdeauna organizatorii găsesc sprijin, dar de cele mai multe ori cred că vor avea succes, vor avea priză genul ăsta de acțiuni. Sebastian te întreabă. E bine să ai un etalon în ale producției, să fii umbra cuiva sau să-ți formezi propriul stil, care e ceva mai greu și durează mai mult până când artiștii înțeleg și e greu să te diferențiezi? Cred că e undeva la mijloc. La început, când învățam producție, încercam să copiez un sunet sau să imit un tip de a mixa. Și oricât de greșit ar fi etic, da. Așa am învățat da, să fac. Da, asta e un pic altfel, cum să înveți? Exact. Deci adică e undeva la mijloc, adevărul. Mici cursuri făcute de DJ Superstore, unde mai poți să înveți? Scopul fiecăruia ar trebui să fie originalitatea, dar până ajunge acolo, fiecare se folosește de ce trucuri are la îndemână. Nu doar la noi, așa e peste tot în lume. N-am inventat noi lucrurile astea. Așa, te mai întreabă cine... Vlad Cocoș. Salut, Vlad. Observă mare chitară. Nu știu la ce se referă. O să-l întrebăm. Și George, mare chitară. Nu sunt mare chitară. Și... Ești mare chitarist? Nu. Și nu. Am spus asta mereu, de câte am ocazia, spun că chiar nu sunt un mare chitarist. Știu să cânt la chitară exact atât cât să-mi pun în... pe înregistrare ideea pe care o am în cap. Cândva făceam studiu zilnic și eram destul de avansat, chiar eram, adică nu că mă laud, dar chiar numai că cu timpul scot chitara din toc doar atunci când vreau să înregistrez ceva, adică destul de rar și mi-e suficient să pot să duc ideea de aici pe înregistrare. Nu mi-am făcut un scop din a deveni un virtuos în mare chitară. Apropo, pe ce cupui muzică? Vinil, CD-uri, laptop? La mine în Rider sunt două playere și tractorul și de obicei le combin. În felul ăsta și evit orice fel de probleme tehnice, oricare dintre ele. Le combin. Da. Și tractorul și CD-urile. Da. Când am început să învăț DJ-ala, mi-am acum vreo 11 ani, chiar mai mult. 2005. Mi-am cumpărat un platan, că atâta mi-am permis atunci, da. Și încercam să mă sincronizez cu orice, de la televizor până la radio. Eu nu te întreabă, ți-ar plăcea să iei un tânăr de la început și să-l crești și să-l înveți și să-l produci tu? Cum se mai întâmplă? Adică cum sunt producători pe afară sau DJ mari care descoperă câte un tânăr talentat și îl semnează la label-ul lor și așa mai departe. Sigur, cred că toată lumea își dorește să poată spune că, mă rog, a descoperit un talent, deși e destul de deplasată povestea asta, expresia. De ce? Pentru talentele au nevoie să fie descoperite. Dacă talentul e acasă... Sau poate și-a pierdut din valoare exact în România și am să-ți dau după câteva exemple. Nu, n-am înțeles poanta asta. Să zic după. Trastic. Ok, ok. S-a tot folosit în România expresia asta, eu am descoperit, era total eronat. Asta apropo de ce spuneam că cele mai multe dintre proiecte aveau deja niște ani de experiență și de... Mă rog, mi-ar plăcea... A pus lumina pe respectiva persoană. Uite, îți dau un exemplu. Feli cu Smiley. Feli cu siguranță că a făcut treabă și a cântat bine și înainte ca Smiley și cu Șerban să-i producă o piesă foarte bună. Dar oare pot spune că Smiley a descoperit-o pe... A lansat-o pe Feli? Pot spune asta? A lansat-o sau că a descoperit-o? Da.